Ce înseamnă divin? Se întâmplă lucrurile. Tu însemni divin. Tu ești. Tu. Că am înțeles că sunt eu la început. După aia am înțeles că e divin, că nu sunt eu, că e dincolo de mine, ceva mult mai puternic. Ei, acel ceva, tu, care ai înțeles la început și care e acel divin care e cineva, tot ești tu. Da? Tot ești tu. Asta înseamnă să înveți cum să lucrezi cu energiile. Da, asta vine acum. Ți-a zis nu știu ce ceva, ți-a scris nu știu ce, te-a hârâit și uite ce a pornit în tine, da? Și nu te mai poți opri. Ca și cum ți-a dat curaj. Mulțumește. Mulțumesc că ai scris. Drag, știi ce? Drag, știi ce? Și mi-ai dat curaj. Și uite acum ce se întâmplă. Deci, divin, ce înseamnă divin? Tu înveți să lucrezi cu energiile. Da, dar s-a întâmplat un shift așa care n-a ținut, de tine a ținut. Tu încă nu știi să-l faci, să-i dai, să-l relaxezi și să-l pornești. Da? Așa nu merge. Da? E când ai înțeles, când ți s-a arătat odată, când ți s-a arătat tot tu, divin. Tu ești aia care ți arăți și te distrezi. Tu aia, cum zi cum vrei, prezent, trecut, viitor. Tu aia din viitor, stai și te distrezi de tine, aia din trecut, da? Sau că în prezent ești tu cu aia împreună, de mână, da? Și te distrezi de tine, de aia din trecut și cu aia din viitor. Ai înțeles ce am zis acolo, da? Divin. Și tu ești aia, tu. Învață să lucrezi cu energiile. Ce înseamnă să înveți cu energiile? Te bagi acolo unde e cel mai aglomerat. Acolo e despre puterile magice. Acolo e despre energii. Puterile magice înseamnă energii. Energiile care pleacă, vin. Da? Care le trimiți, le aduci, le... Da? De aia să le simți cum te-ai trezit. Da? Te-ai reîncarnat. Măguță ce ești, durăgitoare, zi cum vrei. Nu-ți fie frică de cuvintele astea, recunoaște, asta ești. Cu asta ai pornit, bârnâiai, zâzâiai, buzâiai, dansai, nu știu ce făceai, speriat toată lumea pe tine, te-ai speriat. E speriat tot mapamondul din tine, da? Și tot îmi vin cuvintele alea care mi-a scris. Da? Mi-a scris, eu mi le-am scris. Și tu în viitor te-ai făcut un scenariu. Stai seama ce minte diabolică ai. Și fiecare om trece prin asta și fiecare își face scenariul lui. Nici nu vreau să mă gândesc la alții care sunt mai deștepți sau mai proști. Că tu nu știi unde ești, n-ai să știi niciodată. Mai proastă, mai deșteaptă, mai... Da? Ce scenarii și-au făcut fiecare și ce și-au trimis. Să se împiedice de una, de alta și să pornească în el. Nu știu ce e acolo, energii puternice. Tot pentru tine, ca să înțelegi cum lucrezi cu ele. În relații, da? Tu reacționând sau nu, într-o clipă, de, da? Tu ai pornit energia că copilului tău, a iubitului tău, de ei n-au treabă, ei sunt lumea lor, da? Și ei pe acolo în preajma ta, e partea a doua. Dar tu ai trimis, e un fel de din tine, da? Ani în urmă. Te-a ajuns de urmă o energie și a lovit în copil, în iubit, în eu știu ce, dar în tine, despre oglinzile tale e vorba. Ei în viața lor au alte, da? Alte ceva. Cine știe ce faci tu în oglinzile lor, cum te vezi că omul nu rezistă psihic și se dă cu capul de pereți, de oglinzi, da? Ca să înțelegi tu ceva. N-ai nicio treabă, e treaba omului sau e treaba copilului. Tu îți vezi de energiile tale și așa înveți, ești ca o, știi, la școală când ia arătătorul, doamna profesoară și arată pe tablă, nu știu ce, ei, tabla aia pe care se arată, aia ești tu, nu ești doamna profesoară. Ești aia, uite, eu sunt aia, faceți cu mine ce vreți, da? Tu ești aia care învață lumea așa. Pe unde ai trecut tu și omul se mai gândește de două ori. Calcă în ce călcat sau trece pe lângă, da?
Dar experiența fiecăruia și e minunată. Și aia ziceam, înveți să lucrezi cu energiile. Aia înseamnă divin. Că nu, că e divin, că vai, că să nu supăr, că da, da? Supără. Ai curajul. Ai cu aia. Bagă-te. Supără. Supără divinul din tine. Enervează. Rezolvă. Că așa, așa aduți aminte cum te-ai trezit în lecții despre magie. Neagră, albă, albă, neagră, gri, care vrei tu, da? Și când ți-e lumea mai dragă și ești fericită, noaptea trebuie să ieși în fața casei și să, și să simți niște energii turbate, da? Când e luna plină sau când e nu știu ce. Și mai în serios le luai, mai nu prea. Acum ți-aduci aminte și îți dai seama că da, a fost foarte serios, pentru că-s din moș strămoș, trebuie să accepti ceva, e la bază ceva, e un pământ minunat, e un pământ strămoș, e superb, că îl reproiectezi, că e doar holografic, că e, nu știu ce, aia e partea a doua. Dar la bază e ceva, da? Sănătos, adevărat. Și de acolo, briz-brizuri, facem briz-brizuri în viață. Ok.